Bună ziua, vă prezint o rulotă de lux. O rulotă cu dotări full option din anul ei, și anume 2008. Este vorba despre un compas Omega 550. Compas Omega care face parte din grupul Explorer, adică împreună cu Eldis și cu Buccaneer, fac parte din grupul Explorer. Grup Explorer care a fost cumpărat de Heimer, de grupul Heimer, de cel mai renumit grup de rulote. În 2017 a fost cumpărat grupul Explorer împreună, adică Compass, Eldis și Buccaneer au fost cumpărate. Această rulotă este din 2008, cum vă spuneam. Da? Compass Omega 550. Are 1289 de kilograme goală și 1700 mma, deci cară mai mult de 400 de kg. Și ca lungime are 7,360 m cu tot cu proțap. Mai tăiem proțap un metru și un pic și rămâne rulota. Cum vă spuneam, este o rulotă de super lux, având geamuri încastrate, privacy glass de iarnă, deci nu mai sunt bășicate la exterior, au ramă de jur împrejur și sunt băgate la interior. O să vedeți pe partea de interior ce mai diferă la ele. Și sunt negre, da? Sunt privacy glass, nu se vede din exterior. Înăuntru o să vedeți că are două zone de dormit, pat insulă, care nu mai stai să, adică pat matrimonial ca în casă, dar este modelul insulă, nu mai stai să sar peste soție când trebuie să te duci la toaletă sau la baie sau unde ai nevoie. Și cabina de dus separată la jumătate, da? Deci este o rulotă de super lux. Uitați-vă cum are această rulotă, fend geamurile la exterior, da? Peste rulotă, aceasta le are băgate la interior și sunt negre, da? Să intrăm la detalii, începând din față. Are cârlig antibalans Winterhof WS3000, priză pe 13 pin, deci încarcă bateria și în timpul mersului, încarcă bateria și cum e băgat acum cablu, pentru că are redresor. Ca defecte, are aici un mic colț lipsă la acest geam. Geamul este lipit aici, deci nu intră apa. Este cheddarul care vine aici, vine peste el. Este doar inestetic acest mic defect. Văd că are revizie până în 2019, deci are toate reviziile făcute la rând. Roată mare, frâna de mână. Haideți să intrăm la interior. Uitați, și mânerele acestea sunt foarte frumoase. Avem butelie englezească mare, cea mai mare butelie cu ceasul pe rulotă. Avem aici cheia de calare a roților, o cheie pentru roți, cântar pentru proțap, pompa de apă dacă vreți să trageți apa de afară, dar este montat sub bancheta din față, are un tank de apă de 100 de litri. Acesta este furtunul pentru evacuare, pentru apa gri. Are și bidonul de apă gri, este sub patul matrimonial. Să vă arăt și colțurile. Nu vreau aveți să vedeți pentru că sunt ascunse de aluminiu. Dar ruta nu are infiltrații. Este os, am verificat, a venit și dumneavoastră. Haideți să închidem un bulk, mergem mai departe. Sus de tot acolo vedem antena de la televizor care este și se reglează, se dă și în toate părțile. Aici avem antena de la radio, pentru care și radio. Radio CD. Boiler pe gaz și pe curent, aici este evacuarea și aici este admisia, semnalizări și pe lateral. Aici se bagă pompa dacă vreți să trageți apă din bidonul de afară, dar nu este nevoie pentru că are tank intern. Aici este gura pentru tankul intern. Asta e montat extra cu cheie, gura este Fiamma, tankul este de 100 de litri.
Aici veniți cu furtunul și adăugat sau pe la interior. Rulota are și cort, are și motor mover, cort pe toată suprafața, jante de aliaj, motor mover, enduro. La acest motor mover nu a reușit să împerechez motor mover-ul cu telecomanda. Nu știu de ce nu se mai împerechează, nu știu exact. Trebuie să duc la un electrician să-mi spună ce are. Eu când am luat rulota mi-a făcut probă. Când am ajuns cu ea acasă, n-a mai mers. Am verificat și o bateriile de la telecomandă și cam atât. Deci la motor mover e așa, extra. Trebuie mers la un electrician să vadă de ce nu se mai împerechează. Aici avem baia la jumătatea rulotei cu toaletă. Tedford rotativă. Avem mai siguranța dacă cumva nu mai merge pompa de apă a toaletei. Pe aici se scoate apa iarna. Veniți aici cu o găleată și scoateți acest dop ca să nu înghețe. Aici are bazinul de apă separat de apa rulotei. O rotă destul de mare. Spatele foarte frumos. Swing Vitec, grupul Explorer, este înmatriculată pe numele meu, am buletin de Dâmbovița. Din nou aceleași mânere frumoase, inox sau ce-o fi ele. Stopuri. Aici avem evacuarea. V-am arătat în față acele furtune, se bagă unul aici, unul aici și se bagă în bidonul de apă menajeră ca să nu aveți, ca să nu dați apa jos, mai ales în camping vă obligă, în campinguri. Mergem mai departe, se noptează, spatele rulote, avem acolo lumina de agabaritic, din nou, geamuri, aici avem o ventilație permanentă, becul de la cort, grilele de la frigider, jante de aliaj, cauciucul, am uitat să vă spun, sunt DOT 2018, din nou motor mover-ul, care este unul cu dinți de duraluminiu, cel mai bun. Ca să nu se tocească, cum sunt acelea care au role cu bitum. Aici avem o gură de ventilare, adică scoate aerul cald pentru cort. Dacă vreți să încălziți cortul, dați drumul la sobă, aveți o chestie la interior de unde o să vă arăt eu de să dați drumul și bagă căldură și în cort. Aici avem bateria, din nou semnalizare și aici avem priză directă de la butelie, dacă vreți să nu gătiți în rulotă și să scoateți aici în afară un barbecue sau un aragaz portabil. Veniți aici cu furtunul cu ștuț și vă cuplați. Haideți să deschidem și la baterie. Rulota are o singură cheie peste tot, la toți butucii. Acesta este de la apă. Are și alarmă cu telecomandă. Da? Să vedeți la interior. Are două rânduri de chei. Deci nu aveți probleme dacă cumva pierdeți un rând în greșeală. Avem acum băgat cablul de 220. Aici se activează mover-ul. Da? Se bagă acolo cheița. Bateria este pe gel, specială pentru autorulote, rulote, bărci. Este 210 amperi. Ok, mergem mai departe. O să intrăm la interior. Scărița solidă, o singură treaptă, ușa din două bucăți cu coșul pe ușă, parasolar și plasă de țânțari la ușă. Pe jos avem linoleum și preșuri originale. Ok, haideți să intrăm la interior. Ușa, am uitat să vă spun că este din două bucăți. Și avem așa, aici în față avem un colțar care nu se face pat. Stă permanent așa, n-am mai văzut până acum la nicio rulotă. Da, vă spuneam că este și o rulotă de super lux. La jumătate avem bucătăria cu soba, panou central, aragaz, chiuvetă, frigider, cuptor grill. În spate avem patul insulă, cel mai frumos pat. Intri pe o parte și pe cealaltă.
aici se scoate această chestie și se delimitează. Iar la jumătate avem baie cu toaletă, chiuvetă și cabină de duș separată din plastic. Foarte rar la rulotele cu două zone să aibă la jumătate cabina de duș separată. Haideți să începem de la ușă. Avem aici două întrerupătoare de becuri din baie și așa mai departe. Asta este becul de afară. Un cuier. Aici avem telecomanda de la Mover Enduro. Geamuri încastrate. Ce înseamnă geamurile încastrate? Sunt băgate la interior. Și avem parasolarul și plasa de țânțari care se unesc și apoi culisează unde ai nevoie, da? O să desfacem. Amortizoare foarte faine, cu click, cu buton. Da, deci un model de lux. Rulota are 4 trape, din care 2 panoramice. Unul deasupra patului și unul deasupra colțarului din față. Încă o trapă cu ventilator și încă o trapă micuță în baie. Mergem mai departe. Haideți să luăm toate dulapurile la control. Fără infiltrații, v-am spus. Aceste două lumini din față de aici sunt singurele care sunt pe 220, restul sunt pe 12V. Și avem spoturi peste tot pe 12V. Inclusiv la jumătate. Mergem mai departe. I-a pus seria de șasiu Crisu. Și în dulapuri peste tot. Radio CD Sony. Hai să căutăm un pic să prindă bine. Mergem mai departe. Musical. Da, se aude foarte bine. Hai să dăm încet. Colțurile rulotei. Aici este minibarul. Aici avem antena pentru televizor. Se rotește de acolo, din ele se scoate și se mai învârte de aici. Da, colțar foarte frumos în partea din față. Avem și măsuță pentru el aici. Deci este o măsuță. Același blat, ca peste tot. Aici, dacă vrea să doarmă cineva, se dau aceste perne la o parte. O să le dăm la o parte acum, că am nevoie ca să vă răsup pat. Și doarme așa o persoană și mai poate să mai doarmă aici unul. Un copil. Haideți să dăm pernele la o parte. Dacă tot am dat pernele la o parte, să vă arăt partea din față. Da? Totul frumos, curat. O rulotă fără infiltrații, fără probleme. Nici măcar decolorări n-are aici la partea unde stă o vede soarele mereu. Toate geamurile au parasolar și plasă de țânțar plus perdele. Ok. Să dăm și această pernă mare la o parte. Am să vă arăt prima oară în acest mic dulap. Avem aici niște siguranțe pe 220. Mergem mai departe. Aici avem o priză de 220, o priză de 12V și antenă pentru televizor. Dacă se pune televizor aici în zona aceasta, dați drumul la amplificatorul de semnal. Cutia de la baterie. Acolo este centralina de la Mover. Aici este alarma. Alarmă cu telecomandă. Da? Cred că trebuie să o activez de aici. Are o cheiță micuță pe care trebuie să o bagi aici. Ok. În fine, nu știu de ce nu pornește acum, de-aia funcționează. Acum, cred că a doua telecomandă nu are baterie. Da. Aici are un senzor. Cam așa urlă.
Cam așa urlă, v-am arătat ca să știți. Am dezactivat-o. Mergem mai departe. Aici avem siguranțele pentru 12V. Aici avem un furtun de trumavent, pentru care și trumavent, ventilarea rulotei peste tot. Da, să vă arăt colțul. Haideți să punem mai să punem înapoi și mergem mai departe. Canapelele sunt în stare foarte bună. Dacă ar fi după mine, preșurile acestea le-aș spăla, aș face o curățare, injecție, extracție, le are peste tot. Ok, hai să montăm înapoi. Hai să le dăm pe acestea de aici, la o parte. Deci foarte frumoasă rulota. Ok. Avem ușițe de vizitare și pe partea de jos, dar mai bine le dau la o parte ca să vedeți mai bine. Aici este montat tancul de apă de 100 de litri. Da, băgați apă direct de afară sau veniți direct pe aici și alimentați. Aici avem boilerul truma și pe gaz și pe curent. Avem pompă de presiune, deci nu există pompă afară, ca la celelalte rulote. Această pompă face presiune și puteți să faceți duș ca în casă. Să vă arăt și colțul rulotei. Pe aici era intrarea pompei normale de afară. Se poate pune un teu ca să puteți să băgați și de acolo și să merge și cu tancul. Deci trebuie pus acolo un furtun și adus aici la acest tank. Ok, să vă arăt și pe aici. Nu știu cât de bine se vede, nu prea focalizează. Veniți dumneavoastră și o controlați peste tot, rulota n-are infiltrații. Toate probele se fac la fața locului. Ok. Am montat înapoi pernele. Mergem mai departe. Avem o trapă panoramică. Haideți să o deschidem că e puțin cald. Da, amortizoarele țin. Mai se poate pune și aici tija aceasta. Noi am deschis-o de tot acum. Plasă de țânțari. Și parasolar tip armonică. Modelul nou. Mergem mai departe. Avem și aici un bec. Acest bec nu funcționează. N-am reușit încă să găsesc un spot să-l schimb. Trebuia să fie ca acesta. Nu mai merge butonașul la acesta de aici. Și are și sticla lipsă. A fost montat unul lângă pe puș. La panoul central avem așa testerul de baterie. 13,5. Aici este generalul rulotei, pompa de apă. Dacă nu aveți apă în bidon, trebuie să o țineți oprită pentru că ea încearcă să facă presiune și merge până se arde. Aici avem boilerul pe gaz și pe curent. Dați drumul direct aici și merge pe curent. Iar pe gaz dați drumul la flacără și dați drumul la 70 de grade. O țineți numai în 70 de grade. Vedeți că a pornit, e în verde. Jos avem soba pe curent. Dați drumul de aici și apoi avem așa trei rezistențe, 2000 de W, 500 și 1000. Da? Deci aici este soba pe curent. Din nou o priză. Haideți să oprim boilerul, să nu uităm de el. Aici avem amplificatorul de semnal pentru televizor. Nu-l țin tot timpul pornit. Veniți și îl porniți doar când folosiți televizorul. Din nou seria de șasiu peste tot. Asta este becul de afară, care se aprinde de aici. Da.
Mergem mai departe. Vă arăt pereții. Cuptor cu microunde. Destul de curat, cred că nici nu prea a fost folosit. Avem aici geamul de la bucătărie. Avem aici partea de sus, aragaz cu 3 ochiuri, cu piezo electronic. Trebuie să țin dat drumul și acum cu o singură mână. Iar aici avem grill cu flacără de sus și aragaz cu flacără de jos plus lumină. Ok, un spațiu de depozitare. Nu știu cât de bine se vede, cam întunecat aici. Veniți dumneavoastră și o verificați. Aici avem chiuveta, la fel din inox. Toate sunt din inox. Haideți să închidem pe aceasta, să nu uităm așa. Uitați pe ce jet are. Vă spuneam care e pompă, la pompă de presiune. Ok. Apă caldă, apă rece. Aici avem frigiderul Tedford, care acum este pornit pe gaz. Da? Deci dacă nu arată aici sus o cheiță și nu licăre, înseamnă că este pornit și este tot ok. Haideți să-l mutăm acum pe curent, pe 220. Este luminat. Toate sertarele, toate chestiile sunt prezente. Congelator mare. Curat. Frumos. Funcțional pe toate trei căile. Avem aici soba. Trumatic. Cu piezo electronic, automat. Aici avem turmaventul. Dacă nu vreți să scoată căldura pe aici, să scoată prin toate gurile acelea, dați drum aici. Manual. Și aici este auto. Și aici este gura de care vă spuneam. Dacă vreți să dați drumul la aer să ducă la cort, trebuie să ridicați această manetă sus. Da, soba care funcționează și pe gaz și pe curent. Sertare. Niște cărți ale rulotei. Ok, mai avem și aici o lumină, am uitat să o aprind la bucătărie. În zona de la bucătărie avem o trapă micuță care are direct grilaj cu sită pe interior și aici avem parasolarul. Da? Această trapă este electronică, electrică, dublu sens, de aici dați mai tare. Ok, vedeți că e la treapta 3. Și acum o să scadă și o să treacă invers. Se oprește și pornește. Ok, dublu sens. De aici se ridică manual. Haideți să oprim. Avem aici o oglindă la jumătate, unde este și baia. Am ajuns la patul matrimonial insulă. Cel mai căutat pat la rulote. Pentru că nu trebuie să sar peste soție, fiecare intră pe partea lui. Foarte frumos, pus în jumătatea rulotei, pe partea din spate avem aici un geam, pe lateral avem și pe partea cealaltă un geam, plus încă o trapă panoramică, din nou ca cea din față, cu plasă de țânțar și parasolar tip armonică, modelul nou, Hechi 3 cred că este. Perdele frumos la geamuri. Ca defecte are pe aici niște zgârieturi, nu știu ce a ținut pe partea aceasta și a zgâriat puțin peretele. Să vă arăt colțul. De aici se separă, este acest evantai care se prinde aici în acest scob. Ok. Da, și am separat rulota. Două zone. Să prindem aici. Ok. Patul care se ridică cu amortizoare. Aici avem cortul pe toată suprafața, bețele și restul cortului, cuie și tot ce trebuie. Asta este bidonul de apă menajeră pentru exterior. Nu știu cât de bine o să se vadă. Avem și aici gură de turmavent. Nu știu cât de bine o să se vadă partea din spate. A venit dumneavoastră și o verificați la fața locului, a început să noteze.
nu are infiltrații rulota. Haideți să vă arăt și pe aici. Da, un mic șifonier pe fiecare parte, dulapuri peste dulapuri, foarte multe spații de depozitare, din nou colțurile rulotei. Nu se mai vede, din păcate. Avem aici două spoturi, se aprind manual, încă unul cu puș la jumătate și încă unul acolo, plus plafoniera, da, colțurile rulotei, din dulapuri, mobilă foarte frumoasă, nu uita să-ți precizez, o rulotă foarte faină, cu tot ce vă doriți, o rulotă de off-camping, salteaua este confort din grupul Explorer. Aici mai avem din nou o priză pentru 220, priză pentru 12V și pentru antenă. Două spații micuțe de depozitare. Îmi pare rău că nu se mai vede foarte bine. Deja afară s-a înnoptat. Colțul rulotei, din nou seria de șasiu în toate dulapurile de la Chris. Și partea de jos nu se vede foarte bine, dar este tot impecabil. Preșuri peste tot, care se pot scoate. Și am ajuns la băiță, băiță care se închide. Da, cam așa. Și avem așa, chiuveta, apă caldă, apă rece. Avem toaletă rotativă Tedford, cam așa este poziția de folosire, cu pompă electrică. Da, și de aici avem evacuarea. Avem aici o perie frumoasă pentru toaletă. Pe lângă toaletă frumos, curat. O să vă arăt și pe aici. Nu știu cât de bine se vede. Din nou trapă faină cu plasă de țânțar și parasolar. Se deschide pe 3 trepte. 1, 2, 3. Da? Haideți să o închidem ca să nu uităm așa. Oglindă. Geam, spații din nou de depozitare, aici avem roata, apărătoarea de la roată, totul os, alb frumos și cabina de duș separată din plastic, foarte tare, nu puteți să infiltrați rulota când faceți duș. Lumină albă, frumoasă, curată, gură pentru trumavent, dacă vreți să încălziți cabina de duș, fără fisuri, fără probleme, are inclusiv acțibildul aici, nu cred că s-a folosit foarte mult, nu vă mai probez apa de acolo ca să nu mai ud pe aici prin cabină, avem aici pentru prosop, și partea de sus, văd, aici se pune un pahar. Da, cam atât despre această frumoasă rulotă de două zone. Înmatriculată, cu pat insulă, un motor mover, cort, geamuri încastrate, baterie, boiler pe gaz, o rulotă de off-camping. Dacă vă mai puneți un panou solar, o faceți full option.